piața cripto astăzi. Bună dimineața, sper că sunteți bine. 5, 4, 3, 2, 1. Bun, haideți să intrăm direct în pâine, să zic așa. E ora 9 în Marea Britanie. Și înainte de a vă arăta piața cripto, o să vă arăt ce au făcut membrii Expert Crypto azi noapte. Acesta este site-ul www.expertcrypto.co.uk. O să vă prezint grupul de semnale, să vă spun și de ce imediat, probabil o să fiți interesați. Ăsta este grupul de semnale redus astăzi. Nu uitați, la pachetul de VIP aveți acces la semnale. Va mai fi perioada asta câteva zile la liber, să zic așa, acest preț. Free acces pe Telegram și dacă vă plac aceste video, nu uitați să ne dați un like. Intrăm direct pe charturi și ne uităm la crypto.com, Bitcoin 18786, Ethereum 1285. În clipul de ieri am spus că este un fake și să nu luați poziții de long. Mai mult de atât, aici sunt discuții ale membrilor Expert Crypto de astăzi dimineață și de aseară, azi de la ora 8 și 19. Clipul este liber, membrii pot spune dacă am dreptate sau nu. Ieri le-am dat un pont pe Atom, în care lumea a făcut bani frumoși, am studiat binișor și s-au ciupit bănuți. Câteva screenshot-uri cu profiturile de ieri. Deci nu vorbim de acum câteva zile, pentru că membrii mei, o să-i rog, dacă mă ascultați cu această ocazie, să-mi lăsați un coment în acest video. Mă ajută foarte mult și să spuneți celor care ne urmăresc din public dacă spun bine sau nu. Ethereum, 90% profit short ieri. 94% short profit pe Ethereum. Tot ieri și astăzi. 84% profit. Astea sunt screenshot-uri de pe grupul de WhatsApp. Nu pot să pun conversații de acolo pentru că sunt numeri de telefon și nu vreau să le fac la public. Nu am voie prin lege să fac asta. 46% short. A spune unii, domnule, dar de ce nu pui și pierderile? Nu sunt. Nu sunt. V-aș pune, dar nu sunt. Vă arăt chartul. Da? 20% profit. Nu uitați că în bursă la 20% ăia fac parte, da? Astea sunt câteva ce vă arăt eu vouă acum. Sunt mult mai multe și sunt și mai mari. Avem un singur băiat care a pierdut niște bănuți pentru că el a decis să pună, cum am indicat noi, a pus exact invers, a crezut el că are intuiție, e problema lui. Dar cine m-a ascultat a făcut bănuți, da? Uitați, 115%, astea sunt screenshot-uri de azi dimineață și de ieri. M-am trezit la 6 și asta cu membri de vorbă. Bun, haideți să vă spun ce se va întâmpla astăzi, pentru că astăzi se va întâmpla un lucru fenomenal pe toată piața cripto. Și o să intru direct în analiza Bitcoin. V-am spus ieri, vă spun și astăzi. Chartul este setat de mine așa cum cred eu că știu să fac setările. Fiecare care face analize pe TradingView face setările diferit. Platforma este accesibilă oricui, dar în funcție de indicatori cum îi setezi, ce indicatori îți cumperi, pentru că foarte mult sunt cu plată și cum îi corelezi, vei obține sau poți anticipa ce se va întâmpla pe piața cripto. V-am spus ieri, este un fake out, atenție, nu luați poziții de long, cine a ascultat și a avut urechi, a făcut bănuți, cine nu, povestea lui. Scurt și la obiect, mă aștept ca acest triunghi descendent, așa îl văd, așa îi spun, mulți spun că nu este, fiecare crede ce vrea, să rupă în această zonă și mă aștept Bitcoin să-l văd în zona de 17.500, chiar mai jos, astăzi, cel târziu, mâine. Deci mai avem nevoie de o zi, maxim două. Dacă exchange-urile vor să facă o manevră, să zic așa, azi, mâine, vor mai putea încheia o zi sau două cu aceeași linie în acest nivel. Deci, cel mai probabil scenariu, vom închide undeva azi, mâine, sub 18.000. Dar, în acest triunghi descendent, cu cât prețul intră mai în interior, cu atât ruperea va fi mai mare. Deci ne așteptăm așa să fie. Deci undeva poate dura, dacă exchange-urile intervin, până pe data de 8, 9, chiar 10, unde prețul va coboră.
Bun, scenariu numărul 2 acum, pentru că trebuie să luăm în calcul ambele scenarii. Cel prezentat de mine este cel mai plauzibil, pentru că vedem aici, da, nu sunt semne că și-ar reveni piața, uitați. Aici este mediana și stăm mult sub mediană, deci vedeți și voi, nu am reușit să urcăm deasupra, foarte puțin și fără volum. De aceea, analiza tehnică ne arată faptul că șansele să coborâm sunt mult mai mari decât șansele să urcăm. Lucrul ăsta ne-l indică și Nasdaq-ul și S&P 500, despre care o să vorbim în curând. Cu Ethereum s-au făcut bani foarte mult zilele astea și o să spună toată lumea, domnule, dar de ce ai ales drept Ethereum? Pentru că înainte de mergi, am știut ce o să se întâmple, ce scuze, cu Ethereum. Adică foarte mulți afuni care nu au nicio legătură cu cripto, probabil o spuneau atunci, domnule, gata, e momentul, acum investesc, să vezi, mă îmbogățesc, eu mă fac milionar. A investit în Ethereum, nu s-a întâmplat nimic, proiectul este unul absolut fabulos, dar este nevoie de timp. Au trecut 2-3 zile, ce au zis? A, gata, n-am făcut niciun ban, îl vând, lasă pe alții. Și s-au lichidat foarte mulți. Mi se pare absolut ceva normal. Ethereum 1.281 astăzi. Am dat semnalul de short pe la 1600 pentru membri. Și atenție, pe grupurile noastre de WhatsApp, postăm pe Telegram semnalele pentru membrii care achită abonamentul. Dar avem grup de WhatsApp, 24 din 24, chat, în care alături de aproape 300 de membri care fac trading zi de zi, cu experiență, puteți să luați decizii, da? Ajutați de ceilalți membri care au experiență și fac bănuți frumoși. Mă aștept pe daily Ethereum să mai scadă și va retesta până de seară sau maxim mâine targetul de $1200 indicat pe Telegram acum 2 săptămâni în care am ținut membri update. Deci la Ethereum mă aștept să mai coboare și vom retesta probabil suporturile anterioare. Pentru mine momentan un suport extrem de strong este zona de $1068, care Ethereum îl va retesta. Probabil că va mai dura pentru că prețul merge în lateral, așa cum vedeți. Dar, per total, Ethereum nu poate să mai stea mult în această zonă pentru că nu are cum. Asta este analiza tehnică. Deci, foarte mare atenție. Haideți să ne uităm un pic pe Nasdaq și S&P 500. Asta este situația momentan pe Ethereum, deci o să mut aici și Ethereum nu a mai reușit să facă nimic de aici, de pe data de 18, iar acum să mai trasez o infoline aici și mă aștept ca Ethereum să rupă aici undeva în următoarea perioadă, poate 2, 3, 4 zile va dura, dar fără doar și poate nu va retesta zona de 1459, deci dacă faceți trade, folosiți un stop loss în zona asta undeva la vreo 1400 acolo, depinde de suma care intrați și leverage, da? Deci cei care faceți trading. În rest puteți să faceți DCA, dollar cost average, zilnic pe proiecte care le considerați bune și în care aveți încredere, pentru că nu este game over acum crypto. Situația este cum este, dar nu este încă un game over. Bun, haideți să ne uităm pe CoinMarketCap să vedem ce s-a mai întâmplat și cum stă treaba. Ne uităm pe 7 zile și vedem toate piețele în scădere. Puțin au urcat și Binance, dar bine, Shiba, câte reclamă plătită a avut Shiba, n-am văzut pe nimeni. Chainlink 15,4, piețele sunt cam pe roșu. Quant are un 36, a urcat pe ultimele 7 zile. Nu am studiat foarte mult Quant. Am făcut-o cândva, dar este picat foarte mult de la $300 până la cât e astăzi, va mai dura ca virgulă Quant să își revină. În rest, piețele sunt pe roșu, nimic, să zic așa, interesant. Avem Ethereum care a scăzut cu 7%, Bitcoin cu 7% în 24 de ore. Mă uitam ce înseamnă tot, ce înseamnă metavers. În scădere totul, da? Pentru că proiectele astea sunt ok, doar că când vine inflația, criza și alte problemuțe, oamenii se concentrează pe viața reală de zi cu zi. Mâncare, știu eu, chirie sau locuințe, lucruri reale, gaz, curent, facturi, bill-uri și tot așa mai departe.
Bun, cam atât pentru astăzi. Nu sunt lucruri interesante. V-am spus, mă aștept ca Ethereum să rupă suportul și Bitcoin la fel. Momentan se tranzacționează în zonele astea între 1874 și ieri ați văzut că nu a putut să țină 20.000. V-am spus că nu va ține 20.000. Nu avea cum, adică nu era volum, nu era nimic. Cam greu să spunem așa să țină. Și voi face o analiză zilnic. De ce? Pentru că cea mai bună analiză normal este pe time frame foarte mare, dar nu avem cum să anticipăm ce se va întâmpla. Este acest război nenorocit care nu se mai termine și multe chestii. Dar pe 4 ore Bitcoin stă aici și cred că până de seară șanse mari să retesteze 18.636, după care 18.157. Dar pe 4 ore va mai urca, mă aștept în cursul serii să coboare sub 18.500. Cam atât pentru astăzi. Dacă doriți să faceți bănuți pe semnale, intrați pe site-ul nostru, nu o să tai clipurile la montaj, am foarte mult treabă, am garajele pline de clienți și lăs așa cum e, așa că îmi cer scuze dacă am făcut mici greșeli. Bun, www.sipercrypto.co.uk, găsiți aici toate detaliile, site-ul nostru, review de la customers și ce să vă zic, vă doresc toate cele bune, asumați-vă tot ceea ce faceți în viață, nu intrați mulți dintre voi ca necații cu investițiile, pierdeți toți banii și după aia plângeți. Crypto Bubbles, găsiți cum sunt distribuiți banii în cryptocurrency, ne uităm pe daily și vedem că totul este în scădere. Vă pupă, John, echipa aici pe Crypto, toate cele bune și să ne auzim cu bine!